Bună ziua tuturor și bine ați revenit pe canalul meu Luminița Tarot. Voi face oroscopul zilei pentru Zodia Fecioară. Zodia Fecioară, astăzi văd că sunteți foarte logici, foarte concret, să spunem așa. Veți lua decizia astăzi, e posibil ca dumneavoastră, pentru deciziile dumneavoastră, trebuie să intrați în contact cu un profesionist, cu un expert, cu o persoană care se ocupă de proiectele dumneavoastră, de obiectivele dumneavoastră. Dacă e nevoie să rezolvați anumite lucruri, e nevoie să luați legătura cu un expert, cum spuneam. Sau în această zi vă veți ocupa mai mult de documente sau veți lua legătura cu această persoană care va trebui să rezolve anumite documente ce privesc proiectele dumneavoastră. Vă văd foarte indeciși. Evitați ceva sau sunteți un pic în confuzie astăzi. Aveți un pic de confuzie, adică nu știți care e decizia cea mai bună și evitați anumite lucruri, anumite alegeri, le evitați. Pentru asta v-am spus, e nevoie de să luați legătura cu o persoană profesionistă care se ocupă și știe în ce privește acele proiecte, acele demersuri care doriți să le faceți, da? E nevoie de aici de o persoană expertă. Haideți să vedem și Îngerul Metatron. Transcende ego-ul, dă-ți masca jos și arată-ți adevărata personalitate, încetează să vrei să fii mereu cel mai bun în toate și lasă-te surprins din când în când. Nu are niciun rost să urmărești să fie totul perfect. Distrează-te și nu lua totul atât de mult în serios. Deci ce vrea să spună? Că să dați ego-ul la o parte. Nu mai încercați să fiți întotdeauna, cum să zic eu, într-o cursă continuă cu alte persoane, să demonstrați cât puteți să faceți sau cât puteți duce sau încercați să vă mai lăsați și surprins din când în când. Asta ce înseamnă? Că nu trebuie să fie neapărat perfect, da? Cum dumneavoastră încercați aici să vă gândiți la orice detaliu, să fie totul perfect. De asta și sunteți indeciși, de asta evitați, de asta sunteți confuși, pentru că doriți să faceți totul perfect. Nu, nu luați totul în serios, mai și distrați-vă. Da? Pentru că ați ajuns ca regele acesta de aer, adică foarte rece, foarte fără sentimente, fără doar cerebral, doar mental. Nu, nu, e nevoie ca dumneavoastră să vă dați masca jos și să vă distrați. Să fiți voi înșivă, să acceptați căldura soarelui să intre în dumneavoastră, da? Pentru că e foarte, foarte mult frig aici. E frig. Vedeți? Zăpadă, zăpadă. Deci încercați să faceți și ceea ce simțiți. Trebuie să faceți un echilibru. De-aia ați ajuns să fiți aici indeciși, văd. Doi de spade cu regele de spade. Deci e prea mult mental, prea multă gândire. V-am spus, dacă aveți nevoie de un sfat, cereți sfatul unui expert, unui profesionist, că vi-l poate da. Da? Pentru asta sunteți indecisi. Evitați orice confuzie. Acestea au fost spuse, vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă doresc o zi cât mai plăcută. La revedere, numai bine!